Extradată în Republica Moldova după ani buni de aflare în căutare internațională, o femeie de 37 de ani suspectată de trafic de persoane cu scopul prestării serviciilor sexuale a fost reținută și extradată din Turcia. În urma cercetărilor, oamenii legii au constatat că în perioada anilor 2014-2015, bănuita împreună cu alți suspecți, a racolat o tânără de 25 de ani aflată în condiții de trai nefavorabile iar apoi a transportat-o în orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite. Ulterior, tânăra a fost privată de actele de identitate și impusă forțat să presteze servicii sexuale. Ca urmare a acțiunilor de urmărire, femeia a fost localizată în Turcia, iar apoi extradată prin intermediul organelor de drept din Ucraina, în Republica Moldova. La momentul actual, suspecta se află în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Pe numele acesteia a fost inițiată o cercetare penală. Conform legii, femeia riscă detenție pe un termen de până la 15 ani. Alte circumstanțe ale cazului, dar și toți complicii urmează să fie stabiliți și trași la răspundere.